Salutare, bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi, chiar dacă n-am mai plouat de mult, am plecat în căutarea ciupercilor. O să vedem ce ciuperci o să găsim. O să căutăm și ceva plante și o să avem parte de o zi relaxantă în natură. Vă doresc vizionare plăcută. Chiar să vă prezint ceea ce o să găsesc eu prin pădure. Cu siguranță o să vă arăt câteva specii de ciuperci, dacă am noroc și găsesc, desigur, câteva plante foarte interesante, așa că eu spun că se merită să urmăriți acest videoclip până la capăt și, de ce nu, să vă relaxați și dumneavoastră privind acest videoclip. Se și aude sunetul păsărilor, aerul curat. Aici o pădure frumoasă de stejar, în care în luna iunie este posibil să găsim hribi, Boletus ereus. Ce frumoasă priveliște din marginea aceasta de poieniță. Se poate observa acolo în depărtare retezatul, care se pare că mai are zăpadă pe vârfuri. Ce frumos ne cântă și grerii. Aici am găsit păducelul, care cu toții îl cunoașteți. Fructul lui are niște efecte calmante, iar floarea, așa cum o vedeți acum, are niște proprietăți asemănătoare fructului, niște proprietăți calmante. Specialiștii ne spun că ne ajută în multe probleme cardiace. Deci, din această floare se face un ceai calmant. Ceaiul îl găsiți și în magazine. Ceaiul de păducel. Dacă doriți, însă, puteți să îl culegeți chiar din natură. Cetea lui Solomon. O vedeți cum arată, planta este ușor de identificat, are aceste frunze, câte două, nu paralele, și un criteriu atunci când vreți să o identificați sunt acești bulbi, care mai târziu, desigur, vor înflori în forma unor flori albe. Deocamdată nu văd o plantă înflorită aici, dar cred că vă dați seama cum arată ea. Deci, aceasta este o plantă medicinală extrem, extrem de importantă. Popular se mai numește și cerceluș sau coada cocoșului, sau iarbă de dureri, pentru că ea are o foarte mare importanță în tratarea durerilor, mai ales a migrenelor. Este foarte eficientă pentru problemele feminine, cum ar fi crampele menstruale. Sângerarea abundentă și, de asemenea, în plus, este cunoscută pentru scăderea tensiunii arteriale. Ea poate să și amelioreze tusa, și se spune că sporește concentrarea și claritatea mentală. Deci, foarte importantă plantă, însă de reținut că planta în sine este toxică. Deci, la această plantă se folosește rădăcina. Deci, ea nu se mănâncă nici florile, nici tulpina, ci doar
Rădăcina se poate prepara sub formă de ceai, cremă, durerilor, mai ales în afecțiunea herniei de disc. Deci pentru cei care au dureri de hernie de disc și aceste probleme în general, este relativ ușor de scos din pământ. Cum am zis, o tictură din această rădăcină are foarte, foarte multe efecte benefice. Ea este un bun tonic, acționează asupra rinichilor, a inimii, a organelor sexuale, precum este și un calmant al sistemului digestiv. Specialiștii ne spun că o infuzie din rădăcină de pecetea lui Solomon poate fi folosită în caz de menstruație abundentă, hemoragii interne, indigestie, alte probleme ale stomacului, inclusiv ulcer, probleme intestinale și hemoroizi. Se mai poate folosi și ca apă de gură, se spune că ar ajuta la întărirea gingiilor. Am strâns câteva rădăcini, cum am zis. Rădăcina este singura parte din această plantă care este comestibilă. Deci restul plantei, tulpină, frunze și mai cu seamă fructele ei sunt foarte, foarte toxice, deci cu mare, mare grijă. Deci doar rădăcina se poate folosi, deși eu nu vă sfătuiesc să mâncați această rădăcină, vă sfătuiesc să faceți o tictură, o cremă. Aceste plante cresc din abundență, de obicei unde găsiți una, două, o să găsiți pur și simplu păduri întregi cu astfel de plante. Deci sunt foarte, foarte multe. Deci aveți de unde culege. Uitați-vă că deși timpul lor este cam trecut în mod normal pentru perioada asta, am găsit aici un exemplar de Morșela esculenta, zbârciogul galben sau true morel, zbârciogul adevărat. O delicatesă. O să le iau și pe ăsta. Dacă vreți să aflați mai multe despre zbârciog în general, găsiți mai multe videoclipuri pe canal. Parte am mai găsit unul. Da, interesant. O să mă uit pe aici prin jur pentru că s-ar putea să mai fie. Am găsit și un burete de spin. Aici, deși poate părea puțin diferit față de cel care îl găsiți în general în poiană, acesta are o pălărie cumva mai grie, nu așa de gălbuie ca și cel pe care îl găsiți în poienițe, însă se poate recunoaște după coadă lamelele, structura și, desigur, și mirosul, care este un miros foarte, foarte plăcut, cumva inconfundabil. O să-l luăm și pe acesta alături de zbârciogi. Extraordinar că ieșirea mea în pădure s-a transformat într-un cules de zbârciogi. Am început să găsesc din ce în ce mai mulți, ceea ce nu mă așteptam, nu aici, nu în zona asta. Bun, o să mă pun să-i strâng pentru că aceștia sunt foarte, foarte valoroși. Ia uitați-l! Ce bucată mare, deși pare puțin uscat, să știți că este bun. Multă lume îi și preferă așa, mai uscați. Uitați-vă ce exemplare frumoase! Aici mai avem unul, tot un exemplar frumos. Morșela esculenta. Absolut delicios acest zbârciog. O bunătate, o delicatesă. V-am mai vorbit despre speciile de zbârciogi. Ei bine, acesta alături de Morșela deliciosa sunt în fruntea listei, considerați cei mai buni la gust. Se și vede, are o culoare gălbuie, are forma asta de fagure, chiar și culoarea lui cumva se aseamănă cu un fagure. Minunat!
O să mă uit pentru că, de fapt, da, mai văd. Am găsit un loc bun. Da, am început să găsesc din ce în ce mai mulți bureți de spin. Aici se poate observa altul. Da, burete de spin. Am și tăiat unul. Este într-adevăr puțin îmbătrânit, să-i spun așa. Cum am zis și mă repet, atunci când îi găsiți prin pădure, sau să spunem în marginea pădurilor, ci nu în poiană, ei pot avea o culoare așa mai spre gri, maronie spre gri. Asta se poate datora și faptului că sunt mai uscați. N-a mai plouat de mult și ei când se mai uscă, își mai schimbă culoarea într-o culoare de gri. Stați să vedem acolo că avem altfel de ciupercă, nu-mi dau seama. Și lângă, dacă nu greșesc, alt burete de spin. Haideți să vedem. S-ar putea să fie cel otrăvitor. Ei bine, nu este Inocibe rubescens, nu este nici buretele de spin, ci este Letinus tigrinus, mai numit și buretele pătat. După cum îl vedeți, el se poate asemăna, spre exemplu, cu păstrăvul de nuc sau păstrăvul de pădure, cum se mai numește, o specie absolut fenomenală la gust, una dintre cele mai bune. Cum am zis, el se numește buretele pătat, de obicei crește pe bucăți de lemn mai multe la un loc, cresc așa în buchete, este destul de ușor de identificat după aceste pete pe care le are pe pălărie, de asta se și numește până la urmă buretele pătat. Știți acum în perioada asta, el de obicei începe să crească pe la sfârșitul lunii aprilie și se poate găsi până chiar târziu, în noiembrie. Cum am zis, Letinus tigrinus, această specie este destul de controversată chiar și de către specialiști, destul de controversată, însă gătită foarte bine, este o specie comestibilă. Aici am găsit o ciupercă care face parte din familia de polipori. Ea se numește Picipes badius sau Poliporus badius. O vedeți cum arată? Crește pe trunchi de copac putrezit. Este destul de mare, mai ales că acestea sunt niște exemplare mature. Haideți să rup una totuși să vă arăt. Se mai numește și poliporul cu piciorul negru. Se și vede de ce. De la, să spunem, pălărie în jos, el are un picior negru. Deci poliporul cu picior negru. Este o specie necomestibilă care are un miros plăcut. Așa, după miros, ați putea zice că este o ciupercă comestibilă. Însă niciodată mirosul nu este un criteriu în a identifica o ciupercă dacă este comestibilă sau nu. Trebuie mult mai mult de atât, să știi cu siguranță. Cum am zis, Poliporus badius, poliporul cu picior negru, o să-l găsiți așa prin pădure și poate o să vă gândiți dacă nu cumva este vreo specie de, să spunem, Pleurotus sau dacă este cumva iasca galbenă. Vedeți, nu se seamănă deloc.
Așa sunt exemplarele mai tinere, puțin să spunem. O specie care ne bucură doar așa privirea. Deci o specie necomestibilă. Vă arăt aici o ciupercă care, Pruteus cervinus, numit și buretele cerbului sau ciuperca cerbului. Deci, o vedeți cum arată. Ea are o pălărie catifelată, să spunem așa, la atingere și, dacă ne uităm cu atenție, ea crește pe lemn putred. Se poate observa, da? Haideți să o rup să vă arăt mai bine. Lamelele sunt dese și apropiate, piciorul lung și de culoare albă, deasupra pălăriei are o culoare gri, iar în centru are puțin puf, să spunem așa. Deci aceasta este o ciupercă comestibilă, de calitate bună, are și un miros atunci când o rupi, desigur. Are un miros plăcut, vedeți, atunci când este ruptă are culoarea albă, se poate vedea. Acolo avem alta și poate vedea diferența între buretele cerbului, ciuperca comestibilă, cum am zis, de calitate foarte bună, și Inocibe, ciuperca, otrăvitoare toxică, care provoacă o transpirație abundentă, desigur, halucinații, dureri de stomac, stări de vomă și așa mai departe. Se observă diferența, da? Lamelele dese, pe acea otrăvitoare, lamelele sunt mult mai rare, cât și deasupra pălăriei are altă culoare, altă textură. Uitați-vă, aici am mai găsit un exemplar. Acesta este mai bătrân, dar se vede, probabil a fost mâncat de melci, mai mult ca sigur. Lamelele apropiate, cum am zis, buretele cerbului. Acesta este un exemplar mai matur, care se vede, are o culoare mai maronie, așa. O specie comestibilă, de bună calitate, care se pretează foarte, foarte bine la tocănițe. Pălăriile care sunt mai mari se pretează foarte bine la făcute pane și așa mai departe. M-a zis, atenție mare, doar să nu o confundați cu unele specii de clitocibe, pentru că multe dintre speciile de clitocibe sunt toxice. Să vă arăt aici o ciupercă interesantă care crește așa în buchete, mai multe la un loc, și anume Micena renati. Ea crește în general pe lemn, în zonele umede, dar să vă arăt câteva exemplare mai bătrâne. O vedeți cum arată, ea crește în buchete, acestea sunt foarte bătrâne. Aici se pot observa câteva exemplare mai tinere. E bine, aceasta este o specie de ciuperci care se pare că nu se știe dacă este comestibilă sau nu. Deci nici măcar specialiștii nu știu. Exact cum am spus eu odată, nu se cunosc cu exactitate toate ciupercile și dacă se cunosc marea majoritate dintre ele, sunt multe, să le spunem așa, contraziceri chiar și între specialiști despre ciuperci, dacă sunt comestibile sau dacă sunt necomestibile. Deci ceva de reținut. O ciupercă de care nici măcar nu se știe dacă este toxică sau comestibilă. Eu vă sfătuiesc să o ocoliți și doar să vă bucurați așa de ea. De obicei, când sunt tinere și cresc mai multe la un loc, sunt foarte frumoase așa în aceste buchete.
și este o plantă destul de comună. O găsiți în general în zonele umede și anume pochivnicul, mai numit și ghimbirul sălbatic. Această plantă este o plantă toxică, însă ea se poate folosi ca uz extern în tratarea furuncilor și a altor bube ale pielii. Ce mai este de reținut despre această plantă? Că ea provoacă, desigur, ingerată, mâncată, provoacă o vomă extrem, extrem de puternică. De aceea, această plantă se și folosește în facerea spălăturilor la stomac. Deci o plantă foarte importantă, atât rădăcina cât și tulpina și frunzele, se folosesc pentru facerea unor medicamente dedicate antialcoolismului. Deci se fac niște medicamente care odată luate, atunci când bei alcool, pur și simplu provoacă o greață și o vomă foarte, foarte puternică. Folosit așa, pur și simplu, ca pur și simplu, așa cum o vedeți aici, mâncată de-a dreptul, provoacă o vomă extrem de abundentă, puternică, cum am zis, se folosește în cazul unor spălături la stomac. Deci, dau un exemplu așa absurd. În cazul în care ați mâncat, să spunem, o ciupercă otrăvitoare și v-ați dat seama, după ce ați mâncat-o, puteți folosi această plantă, deci să mâncați această plantă ca să provoace o vomă extrem de puternică și atunci tot conținutul stomacului îl veți da afară. Este ceva de reținut, nu este ceva ce trebuie folosit așa la glumă, ci doar în cazuri foarte, foarte speciale. Cum am zis, ceva de reținut, pochivnicul, o plantă care provoacă o vomă extrem de puternică. E bine, aici am să închei și videoclipul. Sper că ați găsit acest videoclip util și relaxant. Așadar, nu uitați să dați un like, nu uitați să lăsați un comentariu și nu uitați să vă abonați în cazul în care nu sunteți abonați. Vă aștept și data viitoare la alte aventuri și informații din natură. La revedere!